Iubiți frați și surori, în seara aceasta aș dori să am un mesaj despre unul dintre personajele cele mai citate din întreaga Scriptură. În cartea Numeri, acest personaj, istoria lui, este relatată în capitolul 22, în capitolul 23 și în capitolul 24, trei capitole întregi. Despre el ne vorbește cartea Numeri mai târziu, în capitolul 31, în cartea lui Iosua, în cartea Deuteronom, în cartea lui Neemia, în cartea profetului Mica, în 2 Petru, în Iuda și în cartea Apocalipsei. Puține personaje sau despre puține personaje din Sfintele Scripturi ni se vorbește mai mult decât despre Balaam. Și dacă în cuvântul lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu a găsit cu cale să vorbească foarte mult despre acest personaj, înseamnă că istoria lui ne poate aduce o învățătură relevantă pentru viețile noastre. În capitolul 22, ni se vorbește despre Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, care a văzut ce au pățit amaleciții, amoriții, l-a apucat groaza, a rămas îngrozit în fața unui popor atât de mare la număr, a știut că acest popor a ieșit din Egipt, că egiptenii n-au ieșit bine sau n-au rămas bine din acest exod al lui Israel, a observat că un popor fără istorie militară câștigă bătălie după bătălie după bătălie. Și acest împărat a înțeles că există o dimensiune spirituală a lucrurilor. Că Israelul câștigă lupte în mod supranatural. Acum, niciodată să nu subestimăm calitatea mistică, spirituală a păgânilor, chiar dacă au religii false, păgânii au spiritualitate. O spiritualitate de tip ocult, dar spiritualitate. Și acest Balac a trimis după Balaam, prorocul Balaam, devenit vrăjitorul Balaam, care avea reputația că vorbește cu Dumnezeu și că Dumnezeu îl ascultă și că dacă Balaam binecuvântează, Dumnezeu dă binecuvântare și dacă Balaam blastămă, ce blastămă Balaam este blestemat, acest Balac trimite slujitor la Balaam să-l aducă să rostească blesteme împotriva poporului Israel. Prima dată Balaam nici nu vrea să stea de vorbă cu ei. Le spune, plecați de aici, n-am nici pomeneală. Dumnezeu deja mi-a vorbit, a anticipat că veți veni și mi-a spus să nu cumva să merg cu voi. Slujitorii s-au întors la Balac și acesta a spus, zice, trebuie să trimit oameni mai cu vază. A trimis elita imperiului său să negocieze cu Balaam, cu promisiuni
extraordinare de bani, aur, tot felul de bogății. Când a venit a doua oară, Balaam a spus, zice, auziți, stați așa să mă duc să întreb pe Dumnezeu. Poate că între timp s-a răzgândit. Măcar că Balaam știa că Dumnezeu nu se răzgândește, s-a gândit că îl va convinge cumva pe Dumnezeu. A fost prea atractivă oferta acestor păgâni. Și Dumnezeu îi spune, du-te cu oamenii aceștia, numai să nu spui decât ce ți-am spus eu. Interesant, în călătorie, Balaam, călărind pe măgăriță, întâlnește îngerul lui Dumnezeu într-un loc strâmt și măgărița nu are unde să fugă de îngerul lui Dumnezeu și îl strivește pe Balaam de peretele stâncii. Balaam o bate pentru că măgărița nu vrea să înainteze. Și dintr-o dată măgărița îi vorbește. Nu sunt eu animalul tău de povară de atâta vreme? Nu te-am ascultat eu? Am dat eu vreodată dovadă de încăpățânare? Măcar că măgarii sunt destul de încăpățânați când îi se pune pata, dar măgărița asta a fost o măgăriță ascultătoare. Și nu te gândești că am un motiv bine întemeiat pentru care nu vreau să merg înainte? Și atunci s-a descoperit lui Balaam să vadă că îngerul lui Dumnezeu stătea înainte. Atunci Balaam spune, gata, mă întorc înapoi, am înțeles, pentru că Dumnezeu citise în inima lui, în timpul călătoriei. Vedeți, oamenii când călătoresc, au timp să gândească. În momentul în care suntem prinși de lucrurile de fiecare zi și avem foarte multe preocupări, e greu să gândești. Ați observat vreodată că oamenii atunci când nu fac nimic se gândesc? Și atunci își pot surprinde propriile gânduri. Dumnezeu îl lasă pe Balaam să meargă și îi surprinde gândurile. Și vede că Balaam poftește promisiunile de bogăție, de afluență pe care i le-a făcut Balac. În momentul în care Balaam spune, gata, mă răzgândesc, plec înapoi și nu, acum du-te, dar să ai mare grijă, nu cumva să spui ceva ce nu spun eu. Și în fine, Balaam ajunge la Balac, fiul lui Țipor. Îl duce să vadă pe Israel și Balaam, în loc să blesteme, binecuvântează. Prorocește numai de bine. La care Balac spune, Balaam, te-am chemat să blestem pe Israel. Am înțeles că nu-l poți blestema, nici măcar nu-l binecuvânta, nici nu zice de bine. Măcar nu mai zice nimic. În versetul 26 din numărul 23, Balaam a răspuns și a zis lui Balac, nu ți-am spus că voi face tot ce va spune Domnul? Balac se gândește că trebuie să-l ducă într-un alt loc. Locul unde Balaam a binecuvântat pe Israel devine pentru el un loc contaminat. Și îl duce în altă parte. Balac aduce ardere de tot pe altar și din nou întreabă, ce ți-a spus Domnul? Și iarăși Balaam binecuvântează pe Israel și iarăși prorocește de bine. În momentul în care Balaam a văzut că Domnul găsește cu cale să binecuvânteze pe Israel și n-a mai folosit de scântece pentru ca să pătrundă prin portalul acesta al spiritualității, spune că Balaam a devenit proroc și a prorocit. Și auziți ce spune în capitolul 24, de la versetul
3. Balaam și-a rostit prorocia și a zis, iată ce zice Balaam fiul lui Beor, omul cu ochii deschiși, cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși. Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove, locuințele tale, Izraele. Ele se întind ca niște văi, ca niște grădini lângă un râu, ca niște copaci de aloe pe care i-a sădit Domnul, ca niște cedri pe lângă ape. Apa curge din gălețile lui și sămânța lui este udată de ape mari. Împăratul lui se înalță mai presus de Agag și împărăția lui ajunge puternică. Dumnezeu l-a scos din Egipt. Tăria lui este ca abivolului pentru el. El nimicește neamurile care se ridică împotriva lui, le sfărâmă oasele și le prăpădește cu săgețile lui. Îndoaie genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică. Cine îl va scula? Binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta și blestemat să fie oricine te va blestema. Balac s-a prins de mânie împotriva lui Balaam, a bătut din mâini și a zis lui Balaam, eu te-am chemat să-mi blestem vrăjmașii și iată că de 3 ori tu i-ai binecuvântat. Fugi acum și du-te acasă. Spusesem că-ți voi da cinste, dar Domnul te-a împiedicat să o primești. Balaam a răspuns lui Balac, n-am spus eu oare solilor pe care mi-ai trimis că dacă mi-ar da Balac chiar și casa lui plină de argint și cu aur, tot n-aș putea să fac de la mine însumi nici bine, nici rău împotriva poruncii Domnului, ci voi spune întocmai ce-mi va zice Domnul. Mai mult, Balaam în plus începe să prorocească despre viitorul sumbru al moabiților. Dar în această prorocie, de aceea Balaam este un personaj important, prorocia lui din urmă are un component mesianic. Și în versetul 17 spune, îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov. Un toiag de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Set, se face stăpân pe Edom, se face stăpân pe Seir, vrăjmașii lui. Israel face fapte mari. Cel ce se naște din Iacov domnește ca stăpânitor și pierde pe cei ce scapă din cetăți. Acest component mesianic dovedește că Balaam prorocește din partea lui Dumnezeu. Aș vrea însă să vă citesc, nu neapărat în ordinea cărților din Scriptură, ci în ordinea desfășurării logice a istoriei lui Balaam, să vedeți de ce Balaam, dintr-un personaj aproape pozitiv, devine unul dintre cele mai negative personaje ale Scripturilor. Citesc din Numeri, capitolul 31, versetele 7 și 8, apoi versetele 14 și 15. Numeri 31, 7 și 8. Au înaintat împotriva Madianului după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul și au omorât pe toți bărbații. Împreună cu toți ceilalți, au omorât și pe împărații Madianului, Evi, Rechem, Tsur, Hur și Reba, cei 5 împărați ai Madianului. Și acum ascultați, au ucis cu sabia și pe Balaam, fiul lui Beor. Versetele 14 și 15. Și Moise s-a mâniat pe căpetenile oștirii, pe căpetenile peste 1000 și pe căpetenile peste 100 care se întorceau de la război. El a zis, cum? Ați lăsat cu viață pe toate femeile? Iată, ele sunt acelea care, după cuvântul sau după sfatul lui Balaam, au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului în fapta lui Peor. Și atunci a izbucnit urgia în adunarea Domnului. Ce s-a întâmplat? Totuși, dorindu-și
posesiunile pe care îi le promitea Balac. Balaam face un compromis. Balaam știe cum poate fi nimicit Israelul. Și spune lui Balac, ascultă, degeaba te uiți tu să vezi ce greșeli are Iacov. Dumnezeu se socotește el cu poporul lui, dar când e vorba de tine și de păgânii tăi, Dumnezeu nu vede nicio greșeală în Iacov, așa prorocea Balaam. Și nu o să le facă niciun rău, ba mai mult, nu o să le facă rău, o să le facă bine și o să le ierte păcatele ca să-ți facă în ciudăție, Balac. Pentru că nu-ți permite ție, păgânule, să te bucuri de suferința și de durerile poporului lui Dumnezeu. La sfârșit, Balaam îi spune lui Balac, există o singură șansă. Dacă îi vei face să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, să se dedea la curvie și la idolatrie, să se închine unui alt Dumnezeu, Dumnezeu nu mai ține cont de nimic. Dumnezeu îi dă în mâinile tale. Dar ca să faci lucrul ăsta, trebuie să pui pe fetele poporului tău să le seducă tinerii. Și prin intermediul acesta să-i tărască în idolatrie. Iosua 13 cu 22. Iosua descrie bătălia cu moabiții, cu amoniții. Spune, între cei pe care i-au ucis copiii lui Israel, nimiciseră cu sabia și pe ghicitorul Balaam, fiul lui Beor. Deja Balaam își pierde statutul de proroc și este considerat ghicitor. Deuteronom, capitolul 23, versetele 3 la 5. Amonitul și moabitul să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam pe vecie, pentru că nu v-au ieșit înainte cu pâine și apă pe drum, la ieșirea voastră din Egipt, și pentru că au adus pe preț de argint împotriva ta, pe Balaam, fiul lui Beor din Petor, din Mesopotamia, ca să te blesteme. Dar Domnul Dumnezeul tău n-a voit să asculte pe Balaam și Domnul Dumnezeul tău a schimbat blestemul acela în binecuvântare, pentru că tu ești iubit de Domnul Dumnezeul tău. Să nu spese nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor toată viața ta pe vecie. Neemia, capitolul 13, versetele 1 și 2. În vremea aceea s-a citit în fața poporului în cartea lui Moise și s-a găsit scris că amonitul și moabitul nu trebuiau să intre niciodată în adunarea lui Dumnezeu. Pentru că nu veniseră înaintea copiilor lui Israel cu pâine și apă și pentru că tocmiseră împotriva lor cu preț de argint pe Balaam ca să-i blesteme. Dar Dumnezeul nostru a prefăcut blestemul în binecuvântare. Iosua, capitolul 24, versetele 8 la 10. V-am adus în țara amoriților care locuiau dincolo de Iordan și au luptat împotriva voastră. I-am dat în mâinile voastre, ați pus stăpânire pe țara lor și i-am nimicit dinaintea voastră. Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, s-a sculat și a pornit la luptă împotriva lui Israel. A chemat pe Balaam, fiul lui Beor, ca să vă blesteme, dar n-am vrut să ascult pe Balaam. El v-a binecuvântat și v-a izbăvit din mâna lui Balac. Profetul Mica, în capitolul 6, versetul 5. Poporul meu, adu-ți aminte ce plănuia Balac, împăratul Moabului, și ce i-a răspuns Balaam, fiul lui Beor, și ce s-a întâmplat din Sitim până în Gilgal, ca să cunoști binefacerile Domnului. 2 Petru, după ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legi, dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege. O măgăriță necuvântătoare care a început să vorbească cu glas omenesc a pus frâu nebuniei prorocului. Iuda 1 cu 11.
Vai de ei, căci au urmat calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Și Apocalipsa 2:14, dar am ceva împotriva ta, este vorba de scrisorile către biserici. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Și acum câteva lucruri despre Balaam luate din aceste pasaje biblice și din Numeri, capitolele 23, 24, de fapt 22, 23 și 24. Dacă citiți în capitolul 25 din Numeri, veți vedea exact ce s-a întâmplat cu Israelul, cum au căzut în idolatrie, s-au făcut vinovați înaintea lui Dumnezeu și cum Dumnezeu i-a pedepsit. De ce vreau neapărat să abordăm istoria lui Balaam și să spun câteva cuvinte despre Balaam? Pentru că Balaam este un om care a avut o relație cu Dumnezeu. Și pentru că spiritul lui Balaam poate să se infiltreze și în biserică. Și este un pericol real și este un pericol actual. Și biserica trebuie avertizată, așa după cum și Petru, și Iuda, și Ioan în Apocalipsa avertizează cu privire la pericolul pe care spiritul lui Balaam îl poate aduce în biserică. Vă rog să observați mai întâi cunoștința lui Balaam, cunoștința lui Balaam. Deci vreau să fac o paranteză și să vă spun. Cunoștința este foarte bună. Fără a-L cunoaște pe Dumnezeu, nu putem avea o relație cu Dumnezeu. Cu cât știm mai mult despre Dumnezeu și cu cât îl știm mai mult pe Dumnezeu, cu cât avem o relație personală mai intimă, mai apropiată cu Dumnezeu, cu atât mai bine. Dar nu întotdeauna cunoștința demonstrează această relație. Cunoștința are o dimensiune teoretică și are o dimensiune practică. Și în cele din urmă, practica demonstrează relația cuiva cu Dumnezeu. E adevărat, ce știi demonstrează sau conduce la practica vieții tale, determină cum trăiești. Dar cum trăiești demonstrează relația ta personală cu Dumnezeu. Balaam cunoaște principiile lui Dumnezeu. Îi cunoaște principiile. Știe ce vrea Dumnezeu și ce nu vrea. Știe ce îi place lui Dumnezeu și ce nu îi place. Cunoașterea aceasta a principiilor lui Dumnezeu, într-un mod pervers, îl face să-i sfătuiască pe moabiți cum să compromită pe Israel. Balaam știe care sunt poruncile lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu și cum poate fi ofensat Dumnezeu. Și spune lui Balaam, vrei ca Israelul să intre în conflict cu Dumnezeu? Târăște-i în păcatele astea. Balaam cunoaște principiile lui Dumnezeu. În al doilea rând, Balaam cunoaște poporul lui Dumnezeu. Cunoaște poporul lui Dumnezeu. Are ocazia să vorbească despre Israel mai mult decât mulți alți proroci. Are descoperiri personale din partea lui Dumnezeu cu privire la acest popor ales al lui Dumnezeu. Balaam cunoaște istoria acestui popor.
Dragii mei, problema lui Balaam e că nu face parte din acest popor. Și vă aduc aminte ce spunea apostolul, zice, s-au strecurat mulți printre voi care se dau drept ai voștri, dar nu sunt dintre noi. Nu-s de-ai noștri. Sunt infiltrați, sunt agenți ai întunericului. Cunosc principiile împărăției, cunosc poporul lui Dumnezeu, dar nici nu respect aceste principii și nici nu sunt parte din poporul lui Dumnezeu. Mai mult, Balaam cunoaște promisiunile lui Dumnezeu. Știe ce se va întâmpla cu acest popor, care este viitorul acestui popor. Și prorocia lui este dincolo de istoria poporului Israel în vremea lui Moise, în vremea împăraților, pătrunde până la venirea Domnului Iisus Hristos și mai mult. Sunt câteva versete care ne vorbesc despre aspecte legate de domnia de 1000 de ani. Până acolo pătrunde cunoștința lui Balaam, cunoaște promisiunile lui Dumnezeu pentru acest popor, dar și pentru pedepsirea popoarelor păgâne. Asta este cunoștința lui Balaam. Cunoștința lui Balaam nu îl mântuiește pe Balaam. Vorbim împotriva cunoștinței? Nu. Vorbim împotriva unei cunoștințe teoretice care nu are acoperire în viața practică. Vorbim nu împotriva cunoașterii principiilor lui Dumnezeu, ci împotriva celor care cunosc și nu trăiesc principiile lui Dumnezeu. Asta este cunoștința lui Balaam. În al doilea rând, căderea lui Balaam. Căderea lui Balaam începe cu lăcomia lui Balaam. Dragii mei, am vorbit despre faptul că Balaam cunoaște principiile lui Dumnezeu. Ce îl face pe Balaam să renunțe la aceste principii? Lăcomia. Și aș vrea să vă spun că posesiunile, valorile materiale sunt binecuvântări de la Dumnezeu doar atunci când sunt obținute pe cale cinstită respectând principiile lui Dumnezeu și sunt folosite în baza acelorași principii. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Atunci când banul este câștigat în mod necinstit, neprincipial și este folosit în mod neprincipial. Banul poate cumpăra pâine și banul poate cumpăra păcat. Din dorința de câștig, chiar dacă n-a blestemat pe poporul Israel, l-a blestemat. Pentru că a vândut lui Balac o armă secretă prin care să nenorocească pe Israel. Lăcomia lui Balaam. În al doilea rând, căderea lui Balaam înseamnă nebunia lui Balaam. Dragii mei, un om întreg la minte, după ce are experiențele pe care le are Balaam, îl cunoaște pe Dumnezeu, aude vocea lui Dumnezeu, trăiește miracolul de neimaginat al unui animal vorbitor. Știți că pentru a demonstra teoria evoluției,
De zeci de ani de zile, poate și mai mult, de 100 de ani de zile, oamenii se căznesc să învețe maimuțele să vorbească. Încă e plin internetul de YouTube-uri unde câte un câine pare că zice câte o vreo vorbă, mă rog. Episodul acesta al unei măgărițe vorbitoare este fascinant. Închipuiți-vă și culmea, deci dacă eu aș auzi un animal să vorbească, aș cădea jos, mi s-ar muia picioarele. Balaam se ia la ceartă cu măgăriță, conversează cu măgăriță. Vede minunile astea extraordinare, are revelațiile acestea extraordinare. Și la sfârșit se nenorocește. Merge împotriva a tot ceea ce cunoaște, merge împotriva tuturor acestor revelații din dorința de câștig. Și asta este o nebunie, nebunia lui Balaam. Și în al treilea rând, lepădarea lui Balaam. Când poporul Israel a nimicit poporul lui Balaam, n-au dat prea multe nume. L-au omorât și pe unul și pe altul și pe ceilalți. Probabil ceva împărați aici, persoane mai proeminente. Dar în toate locurile din Scriptură unde ni se vorbește despre acest război, cuvântul Domnului spune, l-au ucis cu sabia și pe Balaam. Înainte să-l ucidă Israelul cu sabia pe Balaam, l-a lepădat Dumnezeu, când a devenit din proroc ghicitor. Am văzut cunoștința lui Balaam, căderea lui Balaam, în al treilea rând, calea lui Balaam. Scriptura numește cale un mod de gândire și un mod de trăire. Știți că Biblia vorbește și despre calea lui Cain, calea lui Balaam, calea lui Hristos. Zice că a deschis o cale nouă și vie. Cale înseamnă un mod de gândire asociat cu un stil de viață. Calea lui Balaam este în primul rând o cale a rătăcirii, a rătăcirii. Așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu în Iuda, versetul 11, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Ce înseamnă rătăcire? Înseamnă să știi adevărul și să te abați de la adevăr. Să știi ce e bine și să abandonezi binele. Este o rătăcire. Calea lui Balaam este o cale a rătăcirii. Nu este o cale a relevanței. Sunt mulți care în zilele de astăzi, pentru ca să câștige adepți, folosesc tot felul de strategii ale nelegiuirii. Și se rătăcesc pe ei și îi rătăcesc și pe alții. Aceasta este o cale a rătăcirii de la adevăr. Este o cale a fără de legii. Ascultați, toate aceste căi lăturalnice implică fără de lege, implică păcat, implică nelegiuire. În anii 60-70 a apărut o mișcare în Statele Unite, mai ales în mijlocul creștinilor de tip hippie, care spuneau că pentru a câștiga suflete la mântuire se poate practica și promiscuitate. Pentru ca băieții să câștige fete din lume și fetele să câștige băieți din lume. Și îi educau și îi trimiteau să convertească persoane.
ei au mers mai pe față cu învățătura asta. La ora actuală, dragii mei, această învățătură este puțin mai subtilă. Și ni se spune de multe ori că copiii noștri, adolescenții noștri, tinerii noștri, trebuie trimiși în prima linie a frontului. Nu neg faptul că există tineri și copii puternici în credință care pot să vorbească altora despre Dumnezeu. Însă verificați ca nu cumva vreun băiețel de-al vostru să încerce să convertească vreo fetiță de-a lumii și vreo fetiță de-a voastră să convertească vreun băiețel din lume. Sau poate la locul de muncă sau la școală, creștinul să încerce să convertească necreștina și creștina să încerce să convertească necreștinul. Este niște bariere de etichetă creștină care trebuie respectate. Este un lucru foarte important. Pentru că înainte să-l mântuiești pe altul, ai grijă să nu cazi. Este o cale fără de legi, calea lui Balaam. Și în Apocalipsa spune că ai oameni care se țin de învățătura lui Balaam, care a învățat. În biserică sunt oameni care învață. Inclusiv în comunitatea română au apărut de câțiva ani buni teorii de genul acesta. Au fost tineri care s-au infiltrat și au corupt alți tineri să creadă că nu e păcat să bei, că nu e păcat să fumezi, că nu e păcat să te socializezi în baruri. Nu mi-e absolut deloc nici jenă și nici frică să vă aduc aminte că mai mulți ani în urmă un grup de tineri din mai multe grupuri de închinare s-au dus să cânte seara într-un bar. Și când i-am chemat la ordine, n-au priceput de ce ar fi un lucru rău să te duci într-un bar unde nu e permis să se ducă decât oameni de la 21 de ani în sus, pentru că se foloseau băuturi alcoolice, și nu este permis creștini să ducă să cânte și alții să danseze pe muzica lor. Dar totuși, așa ca o curiozitate, am întrebat, ce-ați cântat, măi? Zice, muzică de inspirație, inspirational music. E serios? Și cum se intitulează muzica aia? Vă spun eu cum. Că o vreme au fost publicați pe website-ul acelui bar de noapte. I was waiting for 1,000 years to kiss your lips. Ăsta era titlul uneia din melodiile de inspirație pe care dansau cuplurile. I was waiting for 1,000 years to kiss your lips. Și am spus, bă, asta e cântarea satanei, mă. Că satana săracul așteaptă legată în lanțuri 1,000 de ani până ajunge să sărute omenirea din nou și să o păcălească să meargă pe munții lui Israel să fie nimicită. Voi cântați cântarea satanei. Cuvinte direct din iadul lui Satana. Știți ce a fost șocant? Tinerii ca tinerii. I-am pus deoparte, i-am pedepsit. Unii au băgat capul între umeri, alții s-au enervat și au plecat la americani că sunt mai deschiși la minte. Însă am avut părinți care m-au sunat liviți. Că ce am cu copiii lor? Și la unul i-am spus, auzi, că era mai obraznic, i-am spus, auzi, fii atent aici. Oprește-te în momentul ăsta că îi împărtășești soarta lui Fioto. Dragii mei, trebuie să fim foarte, 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 foarte atenți cu calea lui Balaam și cu învățătura lui Balaam în biserică. Îi trage de mânecă pe copiii noștri, le spune, aia nu-i păcat. Stilul ăla de muzică nu-i păcătos.
Stilul ăsta de viață nu-i păcătos. Îmbrăcămintea aia nu-i păcătoasă. Este o cale fără de legi. Și în cele din urmă, este o cale a nimicirii, a morții. Am citit că Balaam a murit ucis de sabie. Dar Balaam nu și-a dorit asta. Știți ce spune Balaam? Ascultați capitolul 23, partea a doua, versetului 10. Numeri 23, partea a doua, versetului 10. O, de aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. La un moment dat așa ceva și-a dorit Balaam. Și cu toate că a cunoscut principiile lui Dumnezeu, cu toate că a cunoscut poporul lui Dumnezeu, cu toate că a cunoscut promisiunile lui Dumnezeu, datorită lăcomiei, datorită nebuniei lui, a fost lepădat pentru că a ales o cale a rătăcirii, o cale a fără de legii, care a devenit calea nimicirii, calea blestemului lui personal. Și a murit de moartea nelegiuiților. Biserica Domnului Iisus Hristos trebuie să fie extrem de vigilentă, datorită acestor balaamiți. Și atenție, sunt două portale, prin care învățăturile lor se duc. Creștinismul de astăzi și, din nefericire, mulți dintre tineri. Îngăduințele de ordin imoral și închinarea. Modul prin care idolatria pătrunde în biserică este prin închinare. Prin închinare. Războiul lui diavolului cu Dumnezeu este un război pentru închinare. Vă aduc aminte că Anticristul va înșela locuitorii pământului, prorocul mincinos, să se închine fiarei și icoanei ei. Asta este lupta. Lupta pentru închinare. De aceea, în primul rând, trebuie să învățăm și să predicăm o trăire în neprihănire fără compromis. Fără nici cel mai mic compromis. Fără să diluăm pretențiile lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, trebuie să avem foarte mare grijă și să filtrăm închinarea. Pentru că adevărata închinare este în duh și în adevăr. În duh, pentru că înainte de a te închina vizibil, trebuie să te închini din toată inima lui Dumnezeu, în inima ta, în ființa ta. Dar și în adevăr, pentru că închinarea vizibilă trebuie să-L onoreze de asemenea pe Dumnezeu. Iată de ce, dragii mei, am considerat că este important să învățăm un lucru ori două despre Balaam în această seară. Să păzească Dumnezeu biserica noastră de învățătura lui Balaam. Și să alegem să mergem pe calea lui Hristos și pe nicio altă cale ne ridicăm în picioare și cerem de la Domnul putere și ne rugăm și pentru națiunea aceasta. Ascultați!
America a fost binecuvântată. E adevărat, e o țară cu mulți oameni. Întotdeauna a fost nelegiuire și stricăciune în toate popoarele. Dar câtă vreme America a propovăduit neprihănirea și integritatea, câtă vreme America a promovat închinarea față de Dumnezeu, America a fost binecuvântată. Mă tem că a reușit diavolul prin calea lui Balaam să compromită această țară și să o aducă la marginea prăpastiei. Să ne rugăm pentru America, pentru o trezire spirituală în America. Vrem binele acestei țări, că trăim în ea și vrem să ne bucurăm de pace și de liniște. Ne rugăm cu toții.